este un omagiu care îl aduce în marelui poet. A venit ca de obicei cu toată echipa. Este întotdeauna foarte actual. În memoria a venit să depunem flori. Tradiționala poezie. Ziceam poate ceva mai actual pentru Chișinău, o strofă așa, poate profetică, da? Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile valurile. Cred că e și pentru Dorin și pentru toți. Ionescu este un mare poet. Trebuie să citim, să-l recitim, să-l cunoaștem. Asta. Vă mulțumim. O zi frumoasă. Eminescu pentru tânăra generație, în general pentru Republica Moldova, aportului în dezvoltarea literaturii. Bine, este considerat cel mai mare poet. Cred, așa cum am mai spus, merită citit din scoarță în scoarță, de multe ori, la diferite vârste, pentru că diferit privim și înțelegem ceea ce se scrie în acest sens. Asta.